un om și să-i spună în ochi, îți garantez că nu se va mai rupe acest inel, îți garantez că nu se va mai rupe un inel de sus sau de jos. Adică recidiva nimeni nu ți-o poate garanta ca și reducere de risc spre zero dacă faci o intervenție chirurgicală, ci singurul mod și singurul tratament conservator de bază este reechilibrarea musculară locală, care este unul din elementele terapiei durerii non-chirurgicale. Și chiar trebuie să vrei să faci asta, este o muncă foarte, ar trebui să fii foarte perseverent, nu? Adică siguranță că da, să, eu am un aliat de data aceasta. Peste anumite aliatul meu se numește durerea. De data aceasta durerea pentru mine este un aliat pentru că îi disciplinează pe foarte mulți oameni, să știi. Am observat că în momentul în care durerea este prezentă în viața oamenilor, sau sunt o serie întreagă de semne clinice care sunt caracteristice acestui fenomen, cum este amorțeala, furnicătura, senzația de durere iradiantă care coboară pe fese sau chiar și mai jos de fese, sau chiar și deficitul motor, deci greutatea de a te mai ridica pe vârful respectiv pe călcâie, în momentul respectiv, dacă îi spun pacientului că există o soluție prin care putem încerca evitarea intervenției chirurgicale, sunt foarte disciplinați. Deci nu am avut până acum un pacient care să spună cum să facă 40 de minute de gimnastică medicală o dată pe zi sau o dată la două zile. Nimeni nu mi-a spus treaba asta. Toți au spus pot să fac și de 10 ori pe zi, numai să nu mă operez. Și cât îi ține această mobilizare? Din păcate, asta într-adevăr văd că tot sapin această lipsă de disciplină, pentru că, din păcate, așa cum spuneam, aliatul meu la un moment dat dispare. Adică atunci când durerea începe să fie mai mică sau chiar intră într-o remisie completă, fenomen care se poate instala și la 3 luni și la 6 luni de zile de la intervenția pe care o prezentăm astăseară, pacientul brusc nu se mai prezintă la reevaluare, pacientul brusc, în cazul în care este sunat de control, așa numim noi, în cadrul protocolului nostru, spune, nu am mai avut timp să mai fac exerciții, dar să știți că mă simt mai bine. Ce mi-ați dat să fac a fost cu foarte mare succes. Deci, din păcate, sau din fericire, atunci când durerea dispare, asta e cazul fericit, pe foarte mulți, foarte mulți nu continuă acest proces de întreținere. E o capcană, totuși, dacă nu întreții, o capcană. Siguranță, riscul de recidivă este unul crescut, întotdeauna, pentru că este important să înțelegem că hernia de disc este un fenomen care se poate întâmpla în momentul în care avem o suprasarcină repetitivă, cum este statul pe scaun, și în acest sens chiar pregătisem o imagine prin care putem înțelege impactul acestei poziții, și aici vom vedea imediat și pe micile ecrane, cum în poziția ortostatică, da, când stăm în picioare, aici este o analiză asupra presiunii la nivelul etajelor L3, L4, da? În care atunci când stăm în picioare avem o presiune egală cu numărul nostru de kilograme, 100%, iar atunci când stăm într-o poziție de așezat, după cum vedeți, cu cât stăm mai drepți sau mai aplecați spre înainte, presiunea crește cu 140% în poziția așa zisă recomandată, cu aceste unghiuri de 90 de grade cunoscute, și chiar cu 190% mai mare presiune în aparatul discal. Deci acest fenomen, și aici vorbim de doi cercetători extrem de cunoscuți, sunt capturi luate din studii și nu sunt opinii, sunt evidențe științifice incontestabile zilelor noastre, care confirmă faptul că această poziție de stat și lucrat în poziție așezat, indiferent că lucrezi pe laptop, că ești stomatolog, că lucrezi și ești șofer de taxiu, de tir, în STB, în CFR, deci indiferent de poziția, de activitatea profesională pe care o ai, care necesită poziția așezat, din păcate, aparatul lombar este extrem, extrem de lezat și ea este principala cauză de apariția fenomenului de tip hernie de disc fără un traumatism. Pentru că există, evident, în literatura de specialitate și această cauză. Dacă factor de risc, am căzut și în urma unui traumatism sau un accident auto, am parte de o hernie de disc în urma traumatismului. Dar toți pacienții mei pe care îi văd, pentru că sunt pacienți cu dureri cronice, sunt pacienți care vin fără să aibă o lovitură, fără să aibă un traumatism, și efectiv spun, de vreo 5 ani de zile am simțit ușor cum am o durere de mijloc de tip bandă, o durerea din când în când coboară pe fesă, dreaptă, respectiv stânga, și parcă de jumătate de an am început să simt și furnicături. Acestea sunt semne, rând pe rând, care se adună și care confirmă prezența acestor inflamații, de fapt, a rădăcinilor nervoase și respectiv a traiectoriilor nervoase. Mă uit la imaginea asta și nu-mi vine să cred că este o poziție atât de confortabilă, atât de folosită de noi, spuneai încă de la școală. Așa este. Și
ne aduce în pragul unei hernii de disc la o vârstă tânără. Vreau să le reamintesc telespectatorilor că suntem live. Abia acum am reușit să pornim live-ul. Nu știu ce s-a întâmplat. E de la Facebook. Problema a fost până acum. Dar suntem live și dacă aveți o întrebare, dacă vreți să ne spuneți ceva referitor la acest subiect, pentru că sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră vă confruntați sau v-ați confruntat cu acest diagnostic, sunteți liberi să o faceți. Intrați pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Suntem live și pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Spune-ne, te rog, dacă ar trebui să fim atenți la anumiți factori de risc și care sunt semnele care ar trebui să ne trimită la medic sau care acelea premergătoare unui puseu extraordinar de durere. Să ne luăm în ordine. În primul rând, factorii de risc. Da. Primul, principalul factor de risc, așa cum spuneam, este poziția așezat, menținută prea multe ore consecutiv și ani de zile. Prin urmare, ce avem de făcut în această situație este să perturbăm acest pattern, ridicându-ne în picioare la fiecare oră și petrecând cel puțin 5 minute, asociate cu un program de exerciții pe care le putem face chiar și la locul de muncă. Al doilea factor de risc este greutatea. Da? Și statusul acesta de obezitate, supraponderalitate, este un factor extrem de ușor de anticipat ca fiind un factor din nou mecanic care poate creiona această degradare discală. Al treilea factor este unul fiziologic care este considerat a fi normal și anume degradarea aceasta normală care ar trebui să apară odată cu decada 6-7, de 60-70 de ani, este considerat a fiind un proces, o consecință a evoluției noastre în viață, care și acolo evident s-a constatat că majoritatea nu au hernii de disc, pentru că o mare parte dintre ei aveau o activitate fizică dominantă, deci este atribuită unui stil de viață sedentar. Din punct de vedere al recunoașterii și ceea ce ar trebui să facem pentru a putea să preîntâmpinăm evoluția acestei patologii, în primul rând ar fi să nu ne mai bazăm pe tratamentul simptomatic. Atunci când apare durerea, care este primul semn care ar trebui să fie luat în considerare, durere locală, lombară, sau durere iradiantă spre fese, sau durerea care deja coboară pe picior, este un semn care ar trebui să ne califice să mergem către un medic specialist, fie el neurolog, fie medic de recuperare. În urma vizitei, el ar trebui să ne ofere un plan terapeutic. Un plan terapeutic care să combată cauza acestei probleme și nu simptomatologia. Mulți pacienți, din păcate, cad în capcana unei asemenea vizite în care îi se recomandă un tratament antiinflamator, medicamentos, simptomatic, cu ajutorul căruia gestionează foarte bine această simptomatologie. Cu alte cuvinte, după o săptămână vine și spune: mi-a dat niște pastile și mă simt mult mai bine. Mi-a trecut. Sigur n-a fost ceva grav. Însă, în realitate, ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere a relațiilor biochimice locale a fost o perturbare a receptorilor locale, a senzorilor din vecinătate care captau informația de leziune locală, efectiv au fost anihilați. Da? Ne imaginăm că efectiv cineva i-a luat, i-a băgat într-o cameră și nu mai pot transmite mesaj către creier că avem o problemă. Problema este acolo și va deveni din ce în ce mai mare, tocmai pentru că creierul nu va mai avea informații pe baza cărora să poată să se protejeze. Deci primul lucru ar fi să nu mai consumăm automedicamentație și tot timpul să o facem la recomandarea medicului specialist. Dacă acest lucru nu este luat în considerare, durerea care apare în mod consecvent, deci nu este o durere ocazională, mă doare o dată pe săptămână, ci este o durere cronică constantă cu valori oscilante de la 0 la 10, într-o zi e de 4, într-o zi e de 6, într-o zi e de 3, dar ea e continuă. Durerea locală continuă este un semn care trebuie să nu fie amânat și permanent ar trebui să ne programăm la o echipă de specialiști pentru a putea să combatem acest fenomen de degradare. Apoi sunt o serie întreagă de informații pe care în urma investigațiilor de tip consultație pe care noi le avem, pe de o parte vizuale, pe de altă parte cu ajutorul unor teste funcționale, putem înțelege cam care este domiciliul herniei, care este locul în care avem această problemă. Și am pregătit o imagine tocmai pentru publicul larg să înțeleagă cum arată aceste dermatoame. Da? O poză în care vedem cum piciorul este colorat și în funcție de traiectul dureros se poate ști cu o precizie foarte bună, foarte mare, pentru că RMN-ul a apărut de 45 de ani și medicina e de 2000 de ani. Din fericire aveam aceste informații despre aceste domicilii și înaintea RMN-ului. Deci, cu alte cuvinte, conform dermatoamelor, putem ști cu foarte mare precizie care este suspiciunea de domiciliu. Când pacientul vine și spune: pe mine mă doare pe laterala piciorului,
Pe mine mă doare pe spatele piciorului sau mă doare pe fața coapsei și coboară și de la genunchi în jos durerea și e dublată și de amorțeală, putem ști foarte precis care este acest domiciliu. Interesant. Afectarea nervoasă, deci durerea este un semn important, afectarea nervoasă este un alt semn distinct. Afectarea nervoasă înseamnă familia parestezilor. Înseamnă că ceva comprimă nervul, așa cum vedem în această imagine dintre noi doi pe acest ecran, în care atunci când discul se bombează și este împins în plan posterior spre măduvă, respectiv spre nervii spinali, această structură semnalizată cu galben, nervul efectiv este obstrucționat din punct de vedere al statusului său fiziologic. Nu mai poate capta și transmite informații locale, oxigenul fiind blocat. În acel moment apare fenomenul de tip amorțeală, furnicături sau senzație de curent de aer rece. Aceste trei semne distincte sunt întotdeauna integrate în grad de afectare nervoasă. În momentul în care ele nu sunt combătute, pacientul stă luni, ani de zile cu furnicături pe picioare, pe la coapsă, mai jos de coapsă, pe fluierul piciorului, toată talpa piciorului, în momentul respectiv apare o leziune destul de importantă a nervului, care poate fi a ramului senzitiv sau a ramului motor. Asta înseamnă, de exemplu, când dai cu palma pe picior, dar arăt acum pe mână și fac, de exemplu, această plimbare a degetelor pe picior, dreptul comparativ cu stângul nu-l simt la fel și înseamnă că am deja o afectare senzitivă. În momentul în care pacientul cu greutate se ridică pe vârfuri sau cu greutate poate merge pe călcâie sau merge cu o durere prezentă, este deja un test de afectare motorie. Și în această situație, testul de obiectivare este un test de conducere nervoasă pe care putem să-l facem din fericire la costuri foarte, foarte mici și care poate spune cu precizie cât de agravat este nervul. Și în acea situație, în majoritatea situațiilor, pacienții pot prezenta îmbunătățiri funcționale și simptomatice, deci să mă simt mai bine, dar să pot să și îmi desfășor activitățile, pentru că deficitul de a ridica laba piciorului, se numește de dorsiflexie, crește riscul de accidentare pe stradă, pentru că te poți împiedica cu ușurință când traversezi la bordură. Vârful pantofului se agață de bordură și cazi. Deci din cauza herniei de disc netratate, pentru că încă nu este foarte gravă și durerea nu te-a speriat atât de mult, ai un deficit motor care de fapt îți poate instala un traumatism prin cădere, care ulterior îți va genera posibil o fractură de șold. Cine s-ar fi gândit la asta? De dacă n-ai fi spus, nu știu dacă s-ar fi gândit la viitorul, la următorul... Consecințele herniei de disc. Asta este o consecință și ea foarte gravă, dar gândește-te, și aici discutam chiar cu Augustin Hagiu, președintele Federației Transportatorilor Români din România, și în care explicam cât de important este ca toți șoferii, toți oamenii care lucrează în poziția așezat și răspunde transportul public sau a mărfurilor de persoane. Dacă tu ai o afectare senzitivă sau motorie, o fracțiune de secundă prin care ai întârziat să apeși pedala de frână, poate însemna pierdere de vieți omenești sau pierdere de zeci și sute de mii de euro dacă ne raportăm la marfă. Pentru că n-ai mai avut acea capacitate de a pune rapid piciorul pe frână. De ce? Pentru că tu muncești cu o hernie de disc netratată, necombătută și permanent tratată simptomatic cu ajutorul medicamentației. Apropo de asta, că o tratăm cu medicamente și o lălăim, că ăsta e cuvântul pe care îl folosim cel mai des când tărăgânăm lucrurile. Spune-mi, care este evoluția herniei? Cât de repede ajungem în punctul în care chiar nu mai putem să punem nici măcar o frână când trebuie? Adică a început o durere foarte ușoară. Cât durează până când ajung în... Este foarte greu să stabilești un timp precis, să spui că din momentul în care e prima durere, în 3 luni de zile vei apărea acest lucru. Nu, ci este dat 100% de tabloul clinic al pacientului. De felul în care duci viața. De câte kilograme are, de ce vârstă are, de ce activitate profesională are, câtă activitate fizică face în fiecare zi. Activitatea lui fizică presupune aplecare și rotație. Sunt oameni care lucrează în fabrici și trebuie să mute lucruri și au această mecanică de rotație nefavorizantă aparatului discal. El, dacă are așa ceva, poate accelera evoluția herniei de disc. Ce vedem imediat în această imagine, care o să o vedem și pe micile ecrane, este modul în care acel nucleu pulpos de care am povestit începe să-și croiască un drum. În această imagine este semnalizat în plan posterolateral stânga,
Noi vedem în dreapta în imagine, dar el este în stânga, care amprentează în final măduva spinării, respectiv nervii spinali. Cu alte cuvinte, în momentul în care avem parte de o compresie radiculară, da, cu un fenomen compresiv, de cele mai multe ori aici foarte mulți neurochirurgi ridică necesitatea tratamentului chirurgical. Iar evidențele clinice au arătat că și în cazul conflictelor radiculare, prognosticul poate fi unul favorabil dacă pacientul începe o terapie a durerii non-chirurgicale, așa cum este prezentată în literatura de specialitate. Ai încercat asta cu pacienți? Din plin, slavă Doamnei, să cu sute de pacienți, cu mii de pacienți, tocmai pentru că asta este ceea ce facem în fiecare zi. Noi, și tu m-ai prezentat ca fiind un război declarat herniei de disc și nu numai herniei de disc, ci și intervențiilor chirurgicale, tocmai pentru că observăm în fiecare zi că pacienții care ne urmează îndrumările terapeutice a echipei interdisciplinare pe care am format-o reușesc realmente, într-un timp, spun eu, scurt, de 2-3 luni de zile, să aibă o reducere importantă a simptomatologiei, în primul rând, ceea ce pe ei deranja, dar și o îmbunătățire funcțională pe care noi o putem constata în setul de baterii de teste funcționale. Dacă tu te apleci mai mult decât te aplecai în urmă cu 3 luni de zile, este o îmbunătățire funcțională extrem de importantă, pentru că trebuie să înțelegem că creierul, sistemul nervos central, nu te lasă să explorezi spații care pot creiona factori de risc în patologia herniei de disc. Cu alte cuvinte, viteza cu care te apleci spre înainte, îți dau un simplu exemplu, este un indicator foarte important a gradului de afectare și a stadiului în care te afli. Când poți să te apleci înainte foarte lent pentru că creierul nu-ți dă voie și vezi aceea, mi-e frică să mă aplec spre înainte, îi vezi cum sunt speriați de durere, cel care are parte de o regresie a herniei, și o să povestim imediat sau probabil după pauză despre cum putem combate hernia de disc non-chirurgicală și da, există evidențe științifice care arată că te poți vindeca de hernie de disc, mai ales dacă vorbim despre o abordare concretă din faza de debut, atunci oamenii îi vezi că capătă o viteză fantastică în a se apleca, chiar dacă nu au o mobilitate completă, dar viteza crescută este un indicator extrem de important de care noi ținem cont atunci când vorbim despre analiza regresiei și tratării herniei de disc. Ne-ai dat niște informații care trebuie procesate. Așa că eu chiar lăsăm un pic de pauză pentru telespectatorii noștri să proceseze ceea ce ai spus, să deruleze puțin și să înțeleagă faptul că trebuie să facă ceva, să nu lase durerea să fie tratată mai întâi cu antiinflamatoare sau cine știe ce alte medicamente pe care până la urmă le luăm singuri, de la durerea de cap până la durerile de spate. Așa și este. Alte dureri, noi știm să Așa ne este. Tratăm acasă, știm și le pun în ghilimele. Și mai ales dacă am avut un antecedent pozitiv, asta spuneam, pentru că dacă medicul ți-a dat o dată o rețetă care ți-a funcționat, tu pe aia te duci și o ceri din nou. E clar, e pe viață rețeta, mai ales dacă, o ții lângă din tine. Păcate, vezi, încă o dată, infrastructura și lipsa de experți medicali la nivel rural își lasă amprenta, pentru că foarte mulți medici, din dorința de a ajuta pacienții, lasă portița și spune tratament administrat la nevoie. Adică când pacientul simte nevoia. Eu sunt total împotriva acestei abordări. De ce? Tocmai pentru că pacientul nu are capacitatea obiectivă de a discerne nevoia. Și consider că fiecare intervenție medicamentoasă ar trebui să fie dublată cel puțin de o consultație de 15-20 de minute, în care se poate face cu succes în sistem de telemedicină, slavă Domnului, pentru că vezi pacientul, îl poți dezbrăca, îl poți vedea cum se mișcă și tot ce informații îți poate da și în baza căruia poți să stabilești dacă este necesar într-adevăr un tratament antiinflamator sau poate îl schimbi. Tocmai pentru că și gama antiinflamatoarelor pacienții și oamenii care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că este variată. Dar într-o manieră simplistă sunt antiinflamatoare puternice, foarte puternice și antiinflamatoare mai blânde. Sunt antiinflamatoare care fac cocktailuri cu miorelaxante, cu opioide și sunt într-un singur produs. De-aia se spune, un produs puternic și îți dă și calmare, îți dă și anestezierea receptorilor locali și antiinflamator. Dacă tu îl iei pe ăla când ai o durere minoră pentru că consider că e o nevoie, nu faci decât să-ți distrugi stomacul, pentru că de fapt ceea ce trebuie să se înțeleagă despre antiinflamatoare este că reacția de inflamație este o reacție pozitivă pe care ne dorim și fără inflamație sucul gastric nu va face decât să perforeze stomacul. Cu alte cuvinte, riscul de a dezvolta ulcer este uriaș când noi apelăm în mod consecvent la antiinflamatoare pentru durerea de spate. Și de fapt ar trebui să facem niște exerciții despre care o să te rog să ne vorbești imediat după pauză, să ne spui ce fac pacienții tăi când vin cu un astfel de diagnostic, ce îi pui să facă și ce le spui să nu facă, pentru că
acele mișcări le va face foarte, foarte rău. Rămâneți cu noi, nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV, dacă aveți ceva să ne spuneți, să ne salutați sau să ne povestiți despre subiectul acesta sau o întrebare de adresat, vă așteptăm. Așadar, în câteva minuțele ne întoarcem la Sănătate cu Prioritate, în a doua parte. Am revenit, emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Suntem întotdeauna asaltați de durerile de spate, nu știm ce este mai exact, poate că ne gândim o fi vorba de rinichi, o fi vorba de altceva, însă întotdeauna trebuie să mergem la medic să identificăm durerea, pentru că dacă avem hernie de disc, va trebui să o rezolvăm. Astăzi vorbim despre hernia de disc lombară și terapia durerii non-chirurgicale în hernia de disc lombară cu Alexandru Ilie, fizioterapeut. Îți mulțumesc că stai cu noi și că ne ajut să înțelegem cât de important este să facem ceva cât mai repede posibil, pentru că dacă o luăm din fașă, scăpăm. Da, dacă ajungem târzior, tot încerci să ne ajuți să nu ajunge pe masa chirurgului. Cu siguranță, dacă se dorește asta. Ce este important pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă este că tratamentul chirurgical este un tratament simptomatic. Și când spun asta, mă refer la faptul că chirurgul are această capacitate de a elimina elementul compresiv, adică acel fragment din disc care se rupe și prezintă o extruzie, deci o rupere în totalitate, și elimină bucata care s-a rupt, însă cadrul, cum îi povestea mai devreme și colegului nostru de la cameră, cadrul care a generat această rupere a discului, și mă refer la cadrul musculoscheletal local, modul în care este distribuită presiunea local, nu s-a modificat cu nimic.
Cu alte cuvinte, intervenția chirurgicală, o apelăm la ea și ne așteptăm să avem o regresie a simptomatologiei. Ne dorim în totalitate, deci să nu ne mai doară deloc, ne așteptăm să ne redobândim o funcționalitate și o reducere a semnalelor de afectare nervoasă importantă, care, ca o paranteză, dacă stai mai mult de un an de zile în compresie nervoasă, deci în furnicături și amorțel constante pe care le ai, după un an de zile capacitatea de regenerare a nervului este foarte scăzută. Cu alte cuvinte, chiar și intervenția chirurgicală nu îți poate garanta că tu nu o să mai simți amorțeală și furnicături. Și foarte mulți pacienți sunt care se duc și către medici și apoi către fizioterapeuți și spun: m-am operat, dar furnicăturile le simt în continuare. Nu mă mai doare la fel cum mă doream, mă doare mai puțin, dar simt furnicături. De ce? Pentru că ai produs o leziune aproape ireversibilă asupra nervului. Deci, încă o dată, nu mai stăm în durere, nu mai stăm în furnicături și le amorțești și le considerăm a fiind firești și nu mai apelăm la tratamentul simptomatic antiinflamator de capul nostru. Bun, ce trebuie să facem odată ce ajungem pe mâna unui kinetoterapeut care are un program acolo și ne spune: uite, asta ar trebui să faci pentru următoarele 3 luni, și noi ne speriem, adică trebuie să ne mișcăm după ce am stat pe scaun. Stăm la birou, stăm în mașină, acum mă pui la treabă, adică din e fericire, complicat. Din fericire, publicul, să știi că răspunde pozitiv. Oamenii înțeleg că e nevoie să abordezi patologia într-o manieră cât mai cauzală, iar fizioterapeutul, din punctul meu de vedere, ca și om care a dezvoltat terapia durerii non-chirurgicale în România și acest serviciu care până în acest moment, în forma în care el este prezentat, este o premieră în piața românească, este doar o ramură. Deci fizioterapeutul are o contribuție importantă, îți poate oferi un program personalizat de exerciții adaptat tabloului tău funcțional, însă el este doar o spiță din această roată pe care ar trebui să o ai și să o tot învârți. Pentru că ce ar mai trebui pe lângă? Dacă ne uităm la această simptomatologie și apropo de prezența inflamației, un alt specialist pe care ar trebui să-l avem în echipa noastră interdisciplinară este medicul specialist în diabet, boli metabolice și de nutriție. Și foarte mulți vin și spun: păi da, probabil vrei să mă slăbești. De asta vrei să mă trimiți la un diabetolog, la un specialist în nutriție, ca să mai slăbesc. Cu siguranță că da, dar nu ăsta e rolul lui în terapia durerii non-chirurgicale. Un astfel de medic poate să-ți ofere, și toți pacienții noștri primesc, începând din această lună, integrat, obligatoriu, ca parte integrantă în tratament, plan alimentar de 2 săptămâni cu scop de reducerea a proceselor inflamatorii. Deci, cu alte cuvinte, sunt evidențe științifice care au dovedit faptul că anumite alimente întrețin procesul de inflamație și reacția de inflamație, și alte alimente reușesc să ne reducă această inflamație. Deci este un antiinflamator bazat pe alimente. Și la 2 săptămâni distanță se văd deja primele rezultate. Al treilea specialist care ar trebui să existe este incontestabilul medicul de recuperare, care poate să ofere inclusiv tratamentul medicamentos în cazul în care el se pretează și este de urgență, și nu în ultimul rând departamentul de psihologie cu terapia durerii. Se fac consilieri în terapia durerii 1-1 sau de grup, ambele având forme diferite de acțiune către aceeași cauză, combaterea durerii, și în momentul în care tu practic oferi pacientului o abordare integrativă. Vorbeam mai devreme la machiaj despre abordarea holistică. Exact. Nu este holistică, este integrativă. Holistic înseamnă un lucru destul de abstract, care integrezi mai multe lucruri, dar care nu au evidențe științifice. Asta este o abordare integrativă medicală 100%, în care practic te adresezi ființei umane și nu herniei de disc. Înțelegând patologia și raportându-te corect la ceea ce reprezintă ființa umană, îi oferi ceea ce are nevoie. Ai o galerie, anume, ca să zic. Ai o galerie, exact. Ai o echipă de experți care, într-un decurs de 3 luni de zile, reușesc să-ți gestioneze simptomatologia într-o manieră cauzală. Fizioterapeutul prin reechilibrare musculară, medicul de nutriție prin acest plan alimentar personalizat cu scop de combatere a inflamației, medicul de recuperare cu tratament antiinflamator sau alte indicații pe care le poate oferi în sfera lui de expertiză, și nu în ultimul rând, și țin foarte mult la această disciplină, cea de psihologie, în care oameni care sunt acreditați în psihologie sau doctori în psihologie vin și fac realmente sesiuni 1-1 în terapia durerii non-chirurgicale cu ajutorul consilierii psihologice. Pentru că este bine cunoscută faptul că există o relație foarte puternică între emoțiile noastre și simptomatologia noastră. Este un lucru dovedit științific, față de care nu mai avem, din punctul meu de vedere, de ce să ne ascundem și să nu fie promovat publicului larg ca și abordare, din punctul meu de vedere,
imperios necesar, obligatorie ar trebui să fie. Fiecare pacient nu trebuie să se mai gândească că am o hernie de disc și tratez hernia de disc, ci am o hernie de disc, am un pacient care are hernie de disc și tratez o ființă umană care este în suferință. Superb! E nevoie de galeria asta când te apuci să faci niște lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum. E un drum lung, e nevoie de anduranță și ai susținerea asta. Plus că mai schimbi și din ceea ce mănânci. E foarte interesant. Sunt telespectatori care ne întreabă aici pe Facebook tot felul de lucruri, pentru că și eu eram curioasă să aflu ce nu poate și nu are voie să facă niciodată la nivel de exerciții fizice sau mișcare, anumite mișcări pe care un om cu hernie de disc lombară nu are voie să le facă. Principala contraindicație în cadrul acestei patologii este cea de a realiza ceea ce noi numim o dublă mișcare. Adică combinația a două mișcări. Dacă mă duc înspre înainte, înseamnă flexie, înseamnă o mișcare. Dacă mă duc spre înainte și mă răsucesc, înseamnă dublă mișcare. Deci nu am voie să realizez duble mișcări. Flexie, rotație, extensie, rotație. Cu alte cuvinte, activitățile casnice de tip datul cu aspiratorul, care necesită într-o manieră foarte subtilă această răsucire permanentă a trunchiului, este o activitate care ar trebui să fie pusă pe așteptare, pe hol pentru următoarele 2-3 luni de zile. Evident, activități ce necesită căratul greutăților. Sunt iar lucruri care ar trebui să le punem un pic pe pauză. Din punct de vedere al căratului de greutăți, este cunoscută relația că nu putem să cărăm fără să avem o leziune asupra aparatului musculo-articular mai mult de 10% din kilogramele noastre. Deci dacă eu am 65-70 de kilograme, maxim 6-7 kilograme pot să car. 3 kg de mere într-o plasă, 3 kg de mere de roșii cu castraveți și am plecat acasă. Nu pot să car mai mult de 7 kilograme, este contraindicat. A mobiliza greutăți, cum ar fi de exemplu baxul cu apă, sau un bidon cu apă pe care mi-l iau din cărucior și mi-l pun pe covorul rulant de la hipermarket. Nu ar trebui să faci așa ceva, care pe de-o parte înseamnă o dublă mișcare, flexie și rotație la care se aduce greutatea. Acestea ar fi, să spunem, câteva îndrumări extrem de generaliste de care ar trebui să se țină cont în prima fază, mai ales când vorbim de o simptomatologie dureroasă. Odată cu înaintarea în această patologie și cu un comportament terapeutic, un management terapeutic adecvat, pacientul trebuie să aibă ca obiectiv integritatea totală. Deci el trebuie să înceapă să se ducă la schi și să facă schi. Eu cel puțin așa îmi conduc pacienții, pentru că acea conduită în care spui pacientului ar trebui să evitați cam toate activitățile fizice și să stați mai mult acasă în pat, din punctul meu de vedere nu face decât să ofere un stil de viață care nu mai reprezintă viață. Dacă eu, de exemplu, iubesc schiul și tu spui că nu mai voi să fac schi în viața mea, s-ar putea să îmi pierd foarte mult din savoarea acelei vieți. Și atunci, întrebarea este, pot face ceva ca totuși să integrez schiul în viața mea, chiar dacă am hernie de disc? Și răspunsul este da. Și nu numai hernie de disc, sunt patologii la fel de grave sau poate mult mai grave, cum este anterolistezisul, în care securizarea musculară locală, căci aici este secretul pentru a putea face reinserție în activitatea cotidiană, deci să poți să faci lucruri pe care le făceai și în trecut, fără să mai ai risc de recidivă, este să-ți betonezi, în sensul pozitiv al cuvântului, coloana musculară cu un corset muscular, coloana vertebrală, cu un corset muscular. Deci să ai realmente acea musculatură intimă, extrem de bine structurată, extrem de bine pe scoarța cerebrală înțeleasă și cu parametrii de forță și rezistență foarte buni. Pentru că o parte dintre pacienți, și să mă opresc, au această lipsă de reprezentație pe scoarța cerebrală a mușchilor profunzi. Musculatura intimă a coloanei vertebrală trebuie stimulată într-o manieră terapeutică, pentru că activitățile noastre cotidiene de aplecare, de răsucire, presupune activarea musculaturii grosiere. Iar această musculatură intimă, care realmente are inserții în coloana vertebrală și, slavă Domnului, avem extrem de mulți mușchi în această zonă intimă apropiată de coloană, trebuie recrutată prin exerciții specifice ca creierul să poată să îi repună din nou în funcție, să știe că în cadrul unei acțiuni de flexie, de aplecare spre înainte, pot apela cu succes și la aceștia fiind integrați pe scoarța cerebrală. Sper să nu fi fost prea Am înțeles perfect, ai ales exact prea complicat, însă aceasta este maniera prin care fizioterapeutul gândește în conducerea planului terapeutic din punct de vedere a reducerei simptomatologiei pe care pacientul și-o dorește atât de mult, cât și a reintegrării în funcționalitatea lui deplină. Ai spus de schi, dar sunt oameni care își doresc să alerge. Alergatul este o activitate deloc indicată celor cu hernie de disc? Nu există nicio evidență științifică care să afirme treaba aceasta. A existat un mit
care a pornit dintr-un raționament extrem de superficial, prin care s-a comunicat că dacă ai o hernie de disc și alergi, fenomenul de înălțare și coborâre nu face decât să întrețină fenomenul și să întrețină hernia de disc. Au început să se dezvolte studii pe acest subiect și niciun studiu n-a putut să confirme. În mod automat, când ai o durere importantă, nu-ți arde de alergat și nici nu poți să alergi, însă dacă ai o hernie de disc constatată într-un RMN și ai început un program de exerciții adaptat tabloului tău clinic și ai început să ai o funcționalitate optimă, eu personal pacienților mei le ofer indicație întotdeauna și încurajez să se ducă să alerge. Pentru că această mișcare complexă, care este fenomenul de alergare, nu face decât să îl recruteze și mai multă anduranță și rezistență musculară. Este o încurajare. Nu este contraindicată alergarea în hernia de disc. Nu există nicio evidență științifică, sunt doar mituri, sunt afirmații nefondate de studii. Orice al care adică vine să ne arate... Adică există atâtea boli pentru, la care ni se recomandă repausul și odihna și stai în pat că ești bolnav, aici ești bolnav, mișcă-te. Mișcă-te, exact. Da. Niciodată, gândește-te că nu există o patologie pe care să o vindeci într-un status împotriva ființei umane. Ființa umană e o ființă mecanică, e o ființă care vrea să se miște. Sistemele noastre biologice sunt proiectate să fie dinamice. Tu nu poți să creionezi sănătate într-un status de decubit dorsal, să stai în pat. Sănătatea nu există în sedentarism. Sănătatea tot timpul există în mișcare și de asta mișcarea adaptată, mișcarea medicală, mișcarea sub îndrumarea unui specialist, la îndrumarea unui specialist, deci avem niște condiții la care să se facă în cazul patologiei, este tratament, este medicament. Eu le spun pacienților mei că cel mai complex medicament este mișcarea, de departe, cu beneficii extraordinar de dovedite, atât din punct de vedere mecanic, cât și din punct de vedere medicamentos, adică reacțiilor chimice pe care le startează fenomenul de mișcare, din punct de vedere al drenajului, al inflamației locale, cât și a instalării fenomenul reacțiilor chimice de reglare a percepției dureroase. Noi avem o farmacie internă pe care o activăm în momentul în care apelăm la aceste exerciții medicale. Și astea sunt lucruri, din nou, dovedite și în evidențe științifice, care ar trebui din ce în ce mai mult să fie comunicate, ca oamenii să înțeleagă că exercițiul fizic nu este doar o chestie care mă pune să mă mișc un pic și probabil o să-mi fie mai bine, ci, repet, este un raționament medical extrem de bine fundamentat zilelor noastre, prin care putem spune că mișcarea este un tratament. Și așa cum pastilele sunt prescrise, ia dimineața și seara 50 de dasa, 50 de daia, așa sunt și aici exercițiile. Exercițiile sunt tratamente prescrise în anumit dozaj, cu anumit număr de repetări, într-o anumită ordine, într-o anumită viteză, corelate cu procesul respirator, într-un anume fel, în funcție de obiectivul pe care ți-l propui. E rețeta, trebuie să te ții de ea, n-ai ce să faci, dacă tot spuneai că mișcarea e bună. Dar dacă dormim, măcar să alegem poziția aia corectă. Am văzut și această întrebare. Pentru că ne întreabă Claudiu Turcan, ne-a scris pe Facebook. Cea mai prietenoasă poziție de relaxare pentru coloana vertebrală este decubitul lateral, deci pe o parte. Și când dormim pe o parte, din nou, bazinul, dacă ne raportăm doar la sistemul scheletic, este bine să fie neutru. Asta înseamnă că ar fi util să avem o pernă între picioare, între genunchi. Tocmai pentru că în momentul în care nu avem genunchii, se apropie sau stau unul peste altul, da? Și cadem unul în fața celuilalt și atunci pelvisul nostru este într-o rotație. Și această rotație, evident, poate întreține rigiditate matinală sau chiar redoare matinală. Mulți pacienți îmi spun, primele 2-3 ore dimineața sunt cu durere. După aia cred că se încălzesc acolo mușchii și tendoanele și mi-e mai bine. Deci această redoare matinală poate fi preîntâmpinată cu succes dacă se doarme în decubit dorsal. În decubit lateral, îmi cer scuze. Decubitul dorsal este o poziție, deci culcatul pe spate, este o poziție și a prietenoasă, însă cu un asterix, da, cu o steluță, și anume să avem picioarele ușor ridicate pe suprafața de sprijin. Cum ar fi două perne pe care punem picioarele. Să bine că ai zis că eu dorm pe spate. Dormitul pe spate este foarte prietenos, însă, repet, ar trebui sub picioare să ai două, trei pernuțe în spatele genunchilor ca să-ți descarce presiunea lombară. Și chiar te rog să pui în practică și să-mi scrii așa cum te, dorm cum te simți. Asta. Noaptea asta, așa dorm. Mă bucur să văd că, uite, văd, sunt foarte multe persoane pe Facebook și le mulțumim că ne și distribuie ceea ce ne... Deci salut pe toți cei care ne-au scris aici, ori ne-au salutat, ori au apreciat emisiunea aceasta, ori au pus o întrebare. Beatrice mai pune o întrebare, este care e diferența dintre durerea de rinichi și cea lombară pentru identificare?
De cele mai multe ori, durerea lombară poate fi confundată cu o durere relinic dacă este o durere localizată. Însă, la palpaj, în momentul în care terapeutul descarcă muscular și începe să facă niște teste de palpaj locale, ea poate fi corespondentă pătratului lombar, de cele mai multe ori ca și trigger point, deci un domiciliu foarte apropiat de poziția renichiului, și atunci când locul este extrem de precis delimitat, atunci avem parte de o durere lombară. În cazul în care durerea este deja iradiantă și nu este exclusiv în topografia renichilor și începe să prindă, să fie ușor mai jos, să pară la baza pelvisului, la baza bazinului sau chiar ușor spre fese, atunci este incontestabil o durere produsă fie de compresie de disc, fie de origine musculară, tensiunile musculare pot da dureri lombare iradiante și nu în ultimul rând de afecțiuni articulare. Pentru că ăsta e un alt aspect pe care noi trebuie să, de care noi ținem cont când facem aceste consultații, și anume diagnosticul de certitudine. Când nu ai investigații paraclinice, avem în continuare, slavă Domnului, asta povesteam și cu tine mai devreme, că RMN-ul a apărut de 40-50 de ani, dar medicina e de 2000. Și avem, din fericire, foarte mult raționament și teste clinice, baterii de teste funcționale prin care știm cu foarte mare precizie care este cauzalitatea durerii și dată de, pe de o parte, de comportament, pe de altă parte, de răspunsul la aceste teste. Și sunt, de exemplu, cum sunt sacroileitea, care este o afecțiune de inflamație a articulației de la nivelul bazinului, între sacru și osul bazinului, care este de foarte multe ori confundată cu hernia de disc, pentru care are în proporții foarte mari aceeași simptomatologie. Însă are câteva particularități care ne ajută să știm că, adevărul este că nu e de acolo. Nu, n-ar trebui să avem neapărat toate aceste informații, pentru că avem la cine să apelăm și putem să avem diagnosticul foarte clar de la un medic, de la un specialist, unul care poate să ne zică. Mai avem 30 de secunde, poți să spui într-o propoziție, o concluzie a discuției noastre? Ceea ce este, cred, cel mai important de reținut este faptul că în momentul în care te confrunți cu hernie de disc, ai nevoie de abordare integrativă pentru a putea combate fenomenul dureros resimțit de ființa umană și nu a combate simptomatic un diagnostic. Și în acest punct de vedere, chiar pregătisem și o imagine, dacă mai au timp să o difuzeze, este consemnată... Am mai așezat-o pe ecran. Este consemnată fenomenul de regresie a herniei, adică vindecarea de hernie de disc într-o fază de debut este posibilă și consemnată în foarte multe evidențe științifice și este explicația prin care, așa cum vedeți acum în această, pe micile ecrane, cum acel nucleu pulpos se poate întoarce în spațiu de domiciliu și fenomenele compresive să nu mai existe cu ajutorul acestei abordări integrative de care am povestit. Și de care lumea văd că întreabă pe pagina Sănătate cu Prioritate, vă las toate detaliile. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit și ne-ai povestit pe îndelete despre ce se poate întâmpla dacă, ce se poate întâmpla dacă. Adică avem două căi, sper să o aleagă telespectatorii pe cea bună. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Alături de noi a fost Alexandru Ilie, fizioterapeut. Doamnelor și domnilor, nu mai cărați durerea cu dumneavoastră, atacați-o cu mișcare supravegheată de specialiști mai întâi și întăriți-vă musculatura, pentru că viața înseamnă mișcare, fotbal, bicicletă, curățenie, joacă alături de copiii dumneavoastră, iar pentru toate avem nevoie de mobilitate. Luați de bine și de bune sfaturile de azi și dacă vreți să le mai consultați odată sau să le dați mai departe, nu ezitați să distribuiți live-ul nostru de pe pagina Sănătate cu Prioritate. Alte interviuri și acesta și multe altele pe alte subiecte de interes le puteți găsi pe YouTube Speranța TV. Dacă ne urmăriți online, e foarte important să apăsați butonul de notificări ca să vă anunțe când începe o nouă ediție, pentru că s-ar putea să fie un subiect medical care să vă intereseze foarte mult și în acest fel vă asigurați că nu ratați nimic. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Până atunci, continuați să vă îngrijiți de sănătatea dumneavoastră mai mult decât doar să vă îngrijorați. Numai bine!